În acest an va fi scos la licitație tronsonul din A7 Pașcan-Suceava și cu puțin noroc Suceava-Siret. Ministrul Transporturilor este foarte mulțumit de modul în care decurg lucrările la Autostrada Moldovei, în special de la Buzău spre Pașcani, unde este implicat constructorul Băcăun Dorinel Umbrărescu. De anul viitor se va putea circula pe o parte din Autostrada Moldovei, după ritmul de construcție de pe loturi. În acest an va fi scos la licitație și tronsonul Pașcani-Suceava. Cum văd că se desfășoară lucrările, că vom avea primii kilometri buni de autostradă pe care se va circula la an, pe A7, ceea ce a reprezentat totuși un record. Eu mi-aș dori să fie cât mai mult kilometri. Primul rând sunt loturile care au fost primele semnate, cele de la Ploiești spre Buzău, sunt două loturi din trei, dar modul în care se lucrează de la Buzău în sus, în nord, până spre Pașcani, este lăudabil și este de menționat. Dar tot de A7, să știți că nu se termină această autostradă la Pașcani. Ea, în principiu, se termină la Siret, pe teritoriul României. Iar anul acesta vom scoate la licitație Pașcani-Suceava, 100%, și sper să reușim să scoatem la licitație și Suceava-Siret. Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu s-au întâlnit cu antreprenorul băcăuan Dorinel Umbrărescu, pe care nu au ezitat să-l laude pentru ritmul lucrărilor de pe șantierele deschise în țară. Nu că e cel mai important constructor român, cred că în acest moment nu există companie în Europa care să aibă în jur de 450 de kilometri de autostradă sau drum expres în lucru, ceea ce îl face probabil unul din cei mai importanți din Europa. M-aș bucura și eu și primul ministru să avem mai mulți constructori de acest tip, iar întâlnirea a avut ca scop un anumit schimb de informații pe problemele pe care le au constructorii și cum putem să îmbunătățim tot acest flux, astfel încât să meargă mult mai repede tot ce ține de investiții. Sorin Grindeanu solicită ca sumele pe care alte ministere sau agenții nu le cheltuie până la sfârșitul anului să fie redistribuite la Ministerul Transporturilor, în loc acestea să se întoarcă la Bruxelles.